În episodul de azi o să vă povestim despre una dintre cele mai mari panici pe care ni le-am luat călătorind. S-a întâmplat la granița cu Iran. La granița dintre Turcia și Iran. Exact. Ne-am, în video trecut am povestit un pic despre asta, am vrut să facem un alt video. A fost un mic fail, vezi în video de ce. Și am zis, hai că dacă tot ne-am pornit pe spus povești, să continuăm. Dar nu vrem să punem un video de o oră pe YouTube, deci o să două videouri, în serios. Sunteți cei mai tari. Shortcut. Așa, bun. O să vă prindeți în timp că așa vorbesc eu tot timpul cu shortcut-ul, vă traduce Alex. Da, uneori e greu să ții pasul. Deci cea mai mare panică, sau prima dintre cele mai mari panici pe care ni le-am luat, s-a întâmplat în trenul Transasia Express, care merge din Ankara în Teheran. Scurtă recapitulare, luasem un autobuz din Istanbul până în Ankara. În Ankara ne-am luat panică că nu o să prindem acel tren, până la urmă ne-au dat bilete. Și am primit biletele alea pentru că au supravândut. Da, au vândut mai multe bilete decât aveau locul. Ideea e că au urmat, deci după toate drumurile astea, au mai urmat încă aproape vreo două zile cu trenul, destul de obositoare. Asta deci clar. Din Ankara, cu trenul pâș-pâș-pâș-pâș până în, la lacul Van, da. Unde ne-am dat jos din tren și am trecut lacul cu feribotul. Foarte mișto peisajul, am prins apusul pe feribot. Da, a fost superb, superb și ne împrietenisem deja în tren și ne-am strâns toți la un loc. S-ar putea să mă înșel, dar parcă s-a și cântat. Mai țin minte că pe bac m-a desenat o fată și am desenul pe undeva. L-ai? Da, sigur l-am pe undeva, m-am lăsat aminte, dar nu e în cartea cu Hafel, sigur l-am pe undeva, pentru că era expus la... Mișto, să-l găsești. Garsonieră, da. A fost... Și erau oameni interesanți, un iranian cu care ne-am împrietenit de pe tren, mai mulți călători, și copiii ăia iranieni care ne-au povestit și despre armată. Un cuplu de olandezi, niște italieni, ai zis? Nu, de italieni. Trei italieni, unul era student la medicină. Ah, da, da, da. A, bă, o amică de-a lui ne-a și vizitat în București, le-am făcut turul după aceea. Și francezul ăla dubios cu agenda lui, da, care a dat totul și... cu care ne-am întâlnit apoi în Iazd. Da, da. Nou, da. Și după aceea mi s-a mai părut că l-am mai văzut în lume, prin lume, când am mai văzut oameni cu agende, dar avea o agendă, un ghid al Iranului. Avea un ghid de călătorie al Iranului de prin anii 70, dacă nu mă înșel. Da, da, da. A fost o experiență foarte mișto. Așa, continuă. Da. Pe partea cealaltă a lacului a venit trenul din partea iraniană. Da, așa s-a întâmplat. Da, a venit trenul din partea iraniană să ne ia, să ne ducă la Teheran. Și acolo în gara aia a fost haos, știi? Da. Tocmai pentru că vânduseră ăștia mai multe bilete, dar nu-i anunțaseră și pe iranieni. Și atunci iranienii au trimis câte vagoane credeau că sunt necesare, dar au fost prea puține. Asta a fost la granița cu Turcia când a fost haos. Am stat mult într-o încăpere. Dar nu a fost la graniță. Nu? Nu, deci a, tot, era după tot în Turcia, după lac. Da, da, da. Acolo ne-au păzit, ne păzeau cu mașină blindată, da, pentru da, că da, da, o săptămână înainte atacase curzii trenul. Okay. Da, și mașina blindată avea găuri de gloanțe în ea. Am poze pe blog. Și ai întrebat, sau am întrebat un... M-am dus și am întrebat. Da, care... pentru ce mașina? Pentru protecție. A fost, acum când îmi amintesc. Dar nu, în momentele alea nu m-am simțit deloc speriată sau în primejdie sau ceva. Sau... Da, eram foarte relaxați și iraniencele din tren... În partea turcă nu aveau hijabul pe cap și dansau și da, cântau în vagonul restaurant. Era chiar, nu știu, relaxare așa și o atmosferă plăcută între. Exact. Până când am ajuns la granița cu Iranul, efectiv. Deci am trecut de Turcia și am ajuns la granița cu Iranul, unde sta iarăși o grămadă. Oamenii începuseau să fie un pic... Iritați, da, că bine, am stat și la granița problema, celălalt. Da, a fost problema că am stat în partea turcă mult. N-au venit... Ăștia granicerii, da, am ajuns foarte dimineață, da, am ajuns pe la 4-5 dimineața poate și granicerii nu erau acolo. Și a trebuit să coborâm toți din tren și să așteptăm o grămadă și de asta când am ajuns efectiv la granița, la partea iraniană, eram deja obosiți și scoși un pic...
din Viena, dar plus că dura foarte mult să verifice bagajele tuturor, pentru că luau și scanau bagajele și iranienii, frate, călătoresc când își iau, adică în Iran, să vă explicăm, eu cred că iranienii au tot timpul cele necesare pentru ceai cu ei, pentru că când ți-e lumea mai dragă, poc, se așează, își pun păturii ca servesc ceai, în Iran beau ceai până și în ăsta. Sensurile giratorii, unde giratorii. E iarbă. Da, unde e un pic de iarbă, un pic de părculeț, poc, iranianul venea și aseza ceaiul și atunci aveai un tren întreg de iranieni cu ceaiurile și cutii întregi după ei, că de-aia și călătoresc cu trenul, nu știu, aduc din Turcia pături, nu știu, habar n-am, dar știu că aveau multe bagaje și că s-a și râs un pic de treaba asta, că stai că durează până îi verifică pe toți, că până ești acolo, cât așteptam. Da, panica a venit în momentul în care, să mă corectez dacă greșesc, da. Doctorul din tren, da, era exact. Și un doctor în tren, a venit la noi, grupul de turiști străini, și ne-a spus că durează atât, pentru că au informații că cineva transportă o cantitate mare de droguri. Și că s-ar putea să fi plasat drogurile prin alte bagaje, lăsate nesupravegheate în cele două fucking zile de stat cu trenul, în care nimeni nu și-a supravegheat bagajul, evident, adică n-aveam, adică noi când mergeam la vagonul restaurant unde am stat destul de mult timp, nu ne-am luat niciodată bagajele, hainele, ne luam lucrurile de valoare. Nu mai țin minte ce măsuri de precauție ne luam, dar cred că era un pic flower power așa. Ne luam doar lucrurile de valoare și bagajele cu hainele am lăsat tot timpul în compartiment, că nu o să spune nimeni chiloții. Asta a fost logica. Logica și nici nu ne-a furat nimeni nimic, dar când ne-a spus doctorul chestia asta, noi evident că ne-am gândit super, noi ne-am împrietenit cu oameni pe care noi îi cunoaștem, ne-am lăsat bagajele nesupravegheate o grămadă și... Apogeul a fost atins când a venit un vameș. Eu nu mi-am amintesc decât bocancilor. Stăteam acolo pe bordură și știu că au venit niște bocanci spre noi. Și a venit vameșul și ne-a zis... voi, grupul vostru, haideți cu mine. Da. Și cred că mai, ne-au picat fețele, am zis că să vezi că ne iau ăștia și ne verifică acum și nu. Am încercat să ne uităm așa ușor pe blat, dacă avem ceva dubios prin bagaje, știu că am, dar nu vreau nici să fim dubios, să scoatem tot afară. Da, ne-am uitat așa subtil. Ia vezi ceva pe acolo. Și am răsuflat ușurați în momentul în care am văzut că el de fapt ne chemase pe noi străinii să ne treacă pe lângă coadă, practic, fără exact. Să ne verifice să ne mai bagajele. Nici măcar nu ne-au scanat bagajele. Deci am trecut ca prin brânză. Da. Ei, de fapt, vreau să fie ospitalieri. Exact, exact. Și cred că se plictisese și doctorul trenului sau ceva atât. Ne-a spus după aia că a fost o glumă. A, da? Nu mai țin minte. Da. Ce glume, uite și tu ce glume să faci la granița cu Iranul. Serios, nu mai știi că ne-a zis, sau nu știu dacă nouă sau olandezilor, dar știu că a fost o glumă până la urmă. Ce glumă pe asta. Da. A trecut la fel de repede cum s-a întâmplat. Da, apoi experiența în Iran a fost foarte mișto. Chiar. Cam asta a fost. Da, trebuia să fiți acolo, dacă mi s-a părut că n-a fost așa wow, trebuia să fiți acolo, vă zic, după 2-3 zile deja de oboseală adunată. Și a mai fost un moment ciudat. Ambasada? Nu, ambasada, când au venit să ne ia cu mașina. Ah, da. L-am cunoscut pe Hojad în tren, pentru că el, Hojad, un iranian, îi ajuta pe olandezi, un cuplu de olandezi, să-și găsească locuri și au nimerit la noi în compartiment. Și tot drumul, deci 3 zile, am tot stat de vorbă, ne-am împrietenit, toate bune și frumoase. Când am ajuns în Teheran, el s-a oferit să ne ducă cu mașina lui la mare, în nord. Da. Pe toți patru. Și am fost de acord, am plecat toți patru cu mașina lui la mare. Am stat la mare o noapte, cred. Nu mi-a plăcut. Da, asta e altă poveste. Pe drumul de întoarcere ne-am oprit la într-un sătuc, undeva mai la munte, parcă. Și căutam bilete de avion, cred, și n-aveam net și ne-am dus la un ăsta, internet cafe. Internet cafe. Exact. Și ne-a auzit
un om de lângă noi care folosea un calculator ne-a auzit vorbind despre engleză. Biletele de avion în engleză, știa engleză și ne-a abordat și nu mai știu, ne-a dat niște tips sau... Ne-a dat niște pont. Ne-a zis să mergem să nu le cumpărăm online, că e mult mai scump în Irlanda dacă le cumpărăm online, să le cumpărăm direct la agenția de turism. Da. Un tip așa pe la vreo 45-50, da, aș fi zis. Așa aș fi zis și eu. Foarte bine îmbrăcat, educat. Ne-a vorbit bine engleză, ne-a zis că e doctor, oftalmolog. Da? Nu mai știu ce ne-a zis. Așa parcă, știu că... Da. Știu doar că a fost ok și nu ne-a deranjat în niciun fel că a interacționat cu noi și că ne-a dat ponturi, dar a devenit un pic dubios că ne-a întins vreo 50 de euro să luăm nu masa. Nu ne-a întins, să... nu a dat... fost așa. Nu, l-a chemat a pe Hojan. A fost să-mi dea mie și eu n-am vrut să iau bani, așa că m-am zis să-l chem. Așa, atunci l-a chemat pe Hojan. Eu n-am știut ce okay. să fac. Hojan m-a certat și mi-a zis că trebuia să-l refuz eu, să-i zic nu mulțumesc sau ceva. Dar eu n-am știut cum să... Nu iau bani de la tine. Da, mă, s-a oferit să ne ofere bani să... Luăm cină. Luăm cină, da. L-am chemat pe Hojad, s-a înțeles cu el și... L-am invitat să luăm cina împreună. Dacă la noi la cazare. Dacă tot face asta, măcar... Da. Hai să o facem împreună. Și nenea ăsta ne-a întrebat pe unde urmează să mai mergem și ne-a dat numărul de telefon al unor... Ce ne-au zis? Un asociat. Un asociat. Un asociat de-al lui din orașul unde urma să ajungem noi. Da. În Shiraz, cred. Oraș în care am ajuns cu câteva ore întârziere și nu ne-a mai răspuns gazda de pe Couchsurfing. În Iran am folosit destul de mult Couchsurfing. Ne-am dus la hotelul de peste drum de gală să găsim cazare sau internet. Era vreo 12-1 noaptea și în orașul respectiv multe hoteluri aveau recepția deschisă doar până la 9-10. Noi n-am anunțasem niciun hotel că am putea să venim pentru că știam că avem cazare la om acasă, deci... Eram un pic îngrijorează că nu o să avem unde să dormim. Hotelul avea net, ne-au dat net, am cumpărat net de la ei, dar nu aveau camere. Și cât căutam pe Couchsurfing o altă gazdă, l-am contactat și pe asociatul. Da, eram într-o situație, n-a zice delicată, dar da, nu știam. Da, nu prea știam ce să facem și am zis, bă, hai să-l sunăm pe om. Dar am impresia că l-am sunat totuși. L-am sunat la recepție. Mai devreme? Sau? Nu, atunci. L-am deranjat atunci noaptea, nu? Da. Da, și am zis, i-am explicat. Eu i-am explicat, dar el nu vorbea engleză. Nu, în engleză a înțeles doar că unde suntem și a zis, ok, I come. Și ne-a răspuns atunci, la scurt timp, cineva pe Couchsurfing ne-a dat adresa și a zis, a venit la mine, era o persoană ok, avea review-uri ok, chiar era ok treaba, așa că l-am sunat pe om înapoi, dar nu cred că a durat mai mult de 2 minute, nu știu. Nu mai știu cât a durat, ideea e că l-am sunat înapoi și n-am reușit să mă înțeleg cu ei, am dat și omului de la recepție, da, care și ăla vorbea engleză, dar nu prea. Și a zis că nu e nevoie să vină, luăm un taxi și mergem, gata, suntem ok, all good. Și omul ținea, I come. Și până la urmă a venit și n-a venit singur, a venit cu încă un tip. Well, malac. Și zice, haideți, că vă ducem să dați-ne adresa. Și noi eram, ce facem? Hai să mergem, da. Și am mers cu oamenii ăștia, nu mai știu, pe drum, am impresia că ăsta... Tipul cu care venise, parcă mai lucra un pic de engleză. Da, un pic. Ne-a întrebat cum l-am cunoscut pe omul la care mergem. Da. Și i-am zis că de pe internet și i-am zis cum de pe internet, da. Așa. Ideea e că pe Couchsurfing, dacă ești atent unde mergi așa, e super safe, ok, e. Dar na, explică-i asta omului în cuvinte puține cât să înțeleagă engleza. Și am ajuns la... Era tipul la care mergeam, era profesor de engleză pe la 23-24 de ani. Și am ajuns noi doi străini cu... Cu ăștia malaci ăștia după noi care l-au luat întrebări pe om, că cine e, de unde ne știe. Mă rog, până la urmă a fost totul ok, nu s-a întâmplat nimic, dar cred că s-a speriat un pic. Gazda noastră, da. Da, era așteptat doi străini și au venit și cu malacii după ei. Eu sunt aia un pic mai... empatică și mi-aduc aminte că în seara aia încercam să fiu așa cât de calmă posibil și de să vorbesc frumos și rar cu el și să zâmbesc cât mai mult, să-l liniștesc și pe om, că n-a, te sperii și tu dacă îți vin doi turiști noaptea cu doi malași la ușă care te întreabă de unde ești pe ăștia, ce gânduri ai cu ei. Stai, doamne, că eu eram aici, amabil.
Bine, iranienii oricum sunt foarte amabili și foarte primitori și noi am avut niște experiențe foarte, foarte mișto. Ne tot ziceau că un oaspete e un dar de la Dumnezeu. Nu știu dacă ne ziceau neapărat, cât ne arătau prin atitudinea lor. Asta am citit-o da. Noi. Dar și ziceau. Zicea cu da? Zice understanding și... Ah, ok. A guest is a gift from God. No, 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 no. A guest is a gift from God. You enjoy. Foarte primitor. Și oamenii pe stradă. Pe mine m-a șocat când în Teheran sau într-un oraș. În orice caz, vroiam să luăm un autobuz și... Da. Am întrebat pe un om pe stradă cum ajungem la stația de autobuz și tipul a zis, stați liniștiți, mergeți cu mine, este bine, nu vă imaginați că ne-a dus pe vreun gang sau ceva, pur și simplu, da? A zis, haideți că vă conduc, era un oraș universitar, cred, că era da. Un Isfahan sau nu mai știu. Și nu numai că ne-a dus la stația de autobuz, dar s-a oferit să ne plătească biletele. Deci măcar nu s-a oferit, ne-a compostat biletele și ne-a trecut înăuntru și asta a fost tot. Nu am avut timp să negociem foarte mult cu el, să-i dăm banii, să... Și duc aminte că era super simplu. Putea să ne zică înainte la stânga și imediat acolo e stația de autobuz. A venit cu noi, a compostat, hai pa. Stai să-ți dăm banii, mulțumim să... Da, foarte... Da, chiar ne-am simțit foarte bine în Iran una peste alta. Iar aici panica cu băieții care ne-au dus la profesor la universitatea acasă și cu prietenul nostru, oftalmologul, a fost că oftalmologul era spion, nu știu, tot felul de povești despre Iran și spion și... Un spion, cred că de la servicii. Da, servicii, securitatea lor, whatever. Dar acum că mă uit înapoi, nu știu, n-am avut, în afară de momentul ăla când ne-am plimbat pe lângă ambasada americană, și ni s-a spus că n-ar trebui să fim pe acolo, n-am avut niciodată o senzație de frică sau de angoasă, nu știu cum să nu mă simt bine în Iran sau ceva. Ne tot luam noi panici așa și din prisma lucrurilor citite pe internet, chiar că oamenii nu ne dădeau decât dovezi de bunăvoință. Nu e că ne luam panici, au fost aceste două întâmplări, dar în rest nu ne-am simțit deloc panicați. De ce zici asta? Păi nu, atât, că ne-am gândit că era ăsta spion, cu toate că... Da, dar nu era chiar o panică. Era... Bine, eu știu că tu ai mers mai mult în filmul ăsta. Da. Eu... Tu erai mai relaxat. Mai relaxat, am zis, bă, și dacă e spion, nu e ca și cum facem ceva greșit, doar mergem să vizităm. Da, exact. Bine, și acum dacă tot povestim, ăsta ar putea să fie povești din Iran cu totul. Că am zis de ambasada americană în Teheran. Când au fost probleme, stai să-mi aduc aminte, deci prin anii 1970 și ceva, 4, aș zice, dar nu sunt sigură în ce an, ambasada americană din Teheran a fost luată cu asalt de iranieni pe fondul unor probleme politice internaționale, șahul lor fugise în America, mă rog, și nu vreau să, americanii nu vreau să le extradeze, în fine, da. Și au ținut prizonieri 40 de oameni sau nu știu câți oameni, un an de zile aproape, 300 și ceva de zile i-au ținut prizonieri în ambasadă, iar acum nu se mai lucrează acolo în ambasadă, iar pereții au fost desenați cu mesaje anti-America. Și doar treci pe acolo pe stradă și poți să vezi, să pozezi aceste mesaje, dar ni se spusese, ne spusese Hojat, prietenul nostru, nu le place când turiștii se plimbă pe acolo. Nu știm cine sunt ei, dar în timp ce ne plimbam pe acolo cu celălalt cuplu de olandezi și făceam poze, au mai trecut pe stradă două femei care ne-au spus la fel, cum ne-au zis, they don't... Bine, ne aducem un pic diferit aminte povestea asta, pentru că eu știu doar că nu era voie să faci poze, nu că nu aveai voie să te plimbi, dar dacă tu... Mă rog, da, nu, să faci poze în special, să te duci să-ți bagi nasul, asta e... Tu făceai poze și te-au văzut tantile alea și ți-au zis, nu mai fă asta, că nu le place. Problemă. Da. Bine, nu e o problemă dacă te plimbi prin zonă, cum a zis și Alex, ci dacă te plimbi cum ne plimbam noi, în scopul de a face poze. Ne-am dus acolo special să vedem ambasada americană din Iran ca obiectiv turistic. Dacă n-ați văzut, vă recomand filmul despre toată povestea asta. Da, Argo. Argo. Până și eu am știu văzut cum de se numește. Un film foarte bun, e interesant, eu nici nu știu sincer în toată povestea asta, mi se pare că toată lumea are cât un pic de dreptate.
Nu intrăm în astea. Nu intrăm în astea. N-are nici transformă da. Acum. Da, da, da. Au fost multe momente frumoase în Iran și când am văzut răsăritul de pe muntele ăla în deșert. Exact. Deși acolo am ajuns pentru că tot prin couchsurfing am ajuns să stăm într-un sătuc. Da, într-un han, dar eram doar noi doi și încă o tipă din Singapore, parcă. Da. În tot hanul ăla tradițional, așa foarte frumos. Și am luat un tur cu... Fratele proprietarului da. Ne-a dus cu jeepul prin deșert. Și am urcat pe un muntișor ceva acolo în deșert și am văzut găsăritul. A fost superb, și omul ăla a și cântat, în timp ne cânta el, în timp ce răsărea soarele și fusese destul de obositor, că muntele era cu mult pietriș și mi-am duc aminte că era noapte și nu vedeam și urcam de mai alunecai un pic și mai alunecai un pic și... Am ajuns acolo și cânta nenea și răsărea soarele. A fost superb. Și Nasir al-Musk, moscheea, cred că e în continuare una dintre cele mai frumoase din lume și aia mi-a plăcut mult de tot. E frumoasă pentru care, cum se cheamă, vitralii? Da, colorate, prin care trece frumos lumina și pică lumina înăuntru așa. A fost foarte frumos și Persepolisul a fost foarte, foarte frumos și interesant de văzut. Foarte mișto Iranul. Scuze-mă de te întrerup. Și a mai fost și satul ăla părăsit? Da, da. Unde am fost cu taximetristul ăla în tur. Care adormea. Da. Mamă, ce de povești avem din Iran. Da, aș mai merge în Iran. Și eu. Bine, că în general am vrea să mergem în locuri în care nu am fost deja, dar în Iran am revenit. Da, chiar. Ceea ce vă dorim și vouă. Exact. Bine, am înțeles că s-a mai schimbat Iranul, nu știu, cât Maria și George, nu știu, ar știe că se plimbau prin lume, au avut experiențe destul de neplăcute în Iran. Au întâlnit oameni care încercau mai mult să le vândă tu, să le facă tu, să duceau la ei acasă și... Am înțeles. A, și mi-a mai adus aminte. Deci, vă aduceți aminte, Iran, prima călătorie împreună. Oricum, înainte de a pleca în Iran, ne-am gândit să ne facem certificat de călătorie fals, pentru că citisem că s-ar putea să nu putem să dormim în aceeași cameră împreună, cu la cea mai era că trebuie să buge dublu, plătești două camere, cam nasol. Și acolo, băi, toată lumea, cel puțin mie așa mi s-a părut, nu știu cum ai simțit totul, dar pentru mine era, mă strângeam așa un pic când primeam iar întrebarea, și sunteți căsătoriți când vă căsătoriți? Că nu vedea să răspund nici, stai să vedem că știi că la noi e altfel, pentru că, na, la ei, asta faci cum atâta, te căsătorești, după aceea te ții de mână, după aceea te popi. Eu nu am simțit-o așa acut ca tine. Hai, că s-a terminat și bateria la cameră de când vorbim de jumătate de oră. Ca bătrânii, ne-am întins foarte mult, dar mai aveam o grămadă de chestii de povestit din Iran și, în general, cred că din fiecare destinație pe unde am fost. Poate mai facem niște story time-uri de-astea, așa, ne ziceți dacă vă place. Yes. Povești de prin călătorii, povești pe care nu le-am pus neapărat și pe blog, sunt și că oricum, cred că au mai multă valoare când le povestești cu voce tare, nu în scris. Mm-hmm. Și dacă aveți întrebări, le așteptăm, nu știu, dacă vă place să ne spuneți. Da, stați pe aproape, mai urmează, probabil. Nu? Da, sigur. Super, bine, până data viitoare. Spor la călătorit. Ciao. Pa.